Să rămână doamna Lucreția. Sunt Ștefan Costea, de lângă Sighișoara, de la Daneș. De când vorbiți puțin mai aproape. Ștefan Costea, de la Asociația Țara Cântecelor Mele. Ah, da. Mi-amintesc sigur că da. Bine, de la Daneș. Da. Ce faceți? Uite... Cum e vremea pe la dumneavoastră? E așa, și așa, azi a fost foarte cald. Cald și aici. Da, se arată ceva ploi. Da, așa este, dar trebuie. Da. Trebuie să ne mai stropească, nu ne pot ține cu căldurile astea. Acum noi am cam avut pe aici, nu știu, pe acolo. Da, vara asta a fost chiar bine, da. Da? Și ploaie, și căldură, și... Da. Na, Dumnezeu drăguțu... Mi se pare că bieții japonezi au avut un uragan, parcă am văzut ceva. Era pe terminată emisiunea. Da. Da, vai de capul lor, săraci. Eu, se bătuți acolo între ape, au surprize de astea. Acum am făcut și o probă, că v-am promis că vă sun și convorbirea este înregistrată, ca să pot să selectez pentru ziar, da, pentru ziarele din zonă, de la Mureș, și pentru televiziune și pentru radio. Da. Și acum am dat o probă, eu vă aud destul de bine în căști. Da, e foarte, și eu pe dumneavoastră. Nu așa, doamna Lucreția, ce mai ziceți dumneavoastră? E drăguț. Păi ce să mai zic? Zic ce pot, ce să mai fac. Stau la cutie. Nu ies pe stradă, pentru că e așa cum e, caniculă. Da. Și vă uitați pe posturile astea comerciale? Mai găsi câte ceva bun sau totuși... Da, însă se exagerează. Politica este foarte multă, îmi place, însă până la un moment dat când mă plictisesc formă. Dar zic pe posturile astea de profil, astea folclorice. Au și programe bune. Așa e. Dar au și foarte multe care nu spun nimic. Da. Și nu putem sta să ne pierdem timpul așa ore în șir, pentru că în sărați acolo oamenii care vor neapărat să se vadă pe sticlă, vin și plătesc. Așa e. Mai ales la Etno și chiar și la Favorit. Da. Da, ei să căsnesc, însă e foarte greu, pentru că e zilnic, trebuie să aibă program zilnic și trebuie să schimbe, nu pot face reluări așa una după alta. Ar trebui investiți bani și să facă numai cu artiști de calitate, cu artiști consacrați, și atunci ar avea de unde. Nu, nu-i caută, ăștia nu vin fără bani, la ăștia trebuie să le dai bani. Ei vin odată de două, dar mai mult nu-i prinzi. Așa s-au învățat la bani artiștii consacrați. E extrem aialaltă, că mă gândesc și văd că și eu mai organizez evenimente din când în când și intermediez, dar câți bani cer, exagerat uneori. Da, acum e vremea lor. Noi 50 de ani am cântat pe tarif fixat de minister și se urmărea în permanență banii să rămână la instituție. Deci primind categoria întâi de solist în 59, în 62 retrogradare, în 70 altă retrogradare. Și am întrebat care sunt criteriile, ce se întâmplă. Noi deja ne lansasem foarte bine și făceam planul la toate formațiile din țară. Și a spus să avem trei categorii în artă. Muzica simfonică, da, la care tot noi făceam planul ăsta de la populare, că ei aveau 10 spectatori în sală, da, și noi aveam 1000. Și ce muzica simfonică, categoria întâia, muzica ușoară, categoria a doua, și muzica populară, categoria a treia. Da. Așa că tot timpul ne retrogradau că eram cu muzică populară. Și noi făceam banii. Noi, există... pentru că mulțimea erau încă pe sate, da, pe chestii veche. Din 60, mulțimea era acasă, nu era plecată nicăieri și abia ne așteptau. Doamne, ce uși rupte! Și unde n-aveau bani, veneau cu ouă. Da, frumos. N-aveau un leu în casă unii. Sate în care numai cei de la primărie aveau bani. Mm-hmm. Păi cei de acolo erau salariați și eventual rândascăl, doi. Și restul săracii cu ouă. În păi natură, ce, da. Ce să mai zici? Asta a fost. Așa a fost. Apropo de muzică... Noi am intrat în localități unde n-a fost niciodată niciun spectacol.
Era o directivă în acest sens dată de tovarăși, culturalizarea maselor. Și n-a fost rea. A fost foarte bună. Pentru că trăiau și au trăit fără să vadă un spectacol. Nu aveam nici lumină, nu era electricitate în foarte multe localități. Trăiau în beznă, deci era de ori, poate doi într-un sat dacă aveau, de sat cu baterii. Și restul nu era nimic, era pustietate. Și când dădeau de noi, vai, ce se închinau săraci. Și ce, parcă a coborât Dumnezeu pe pământ pentru ei. Doamne, Doamne, era mare nevoie de această muzică populară pe care am dus-o noi în toate satele românești. 50 de ani. Asta am făcut, valiza și la gară. Da. 50 de anișori, n-avem ce face. Acum e altă lume. Aparatura e destulă, da. Electricitatea aproape peste tot, se pot vedea diferite, oamenii își mai deschid nițel capetele și vorba aia, să mai știu ce-i pe de-aia tinerii nu mai vor să stea la pământ. Când văd cei la televizor, ce zic că eu să stau toată ziua în soare și să muncesc și să așa și așa. Nu. Și și-au luat drumul. Și-au luat câmpii. Nu-i mai aduci pe ăștia acasă și nu-i mai poți spune să lucrezi la pământ, că nu mai vor. Da. Nu mai vor. Dar cu cât ești mai aproape de pământ, de natură, cu atâta cred că poți să creezi. Uite, da, acum, acum nu se mai creează. Se creează. Chiar dacă se creează, se creează prostii, zic eu. Poate da, exagerez. Numai chiciuri. Da. Da, numai chiciuri, nu. Depărtarea omului de natură. Mai avem ceva de la ei, nu mai putem lua nimic. Noi, probabil, suntem în retragere și toate piesele noastre îi îndemnăm să le cânte, că n-au ce cânta. Da, păi nu, vin și spun, domne, am cules de pe sate. De unde ați mai cules? Nu, că s-au dus că odată cu unde. Bătrânii, nu mai au de unde. Nu mai creează nimeni, pentru că generația aia s-a dus. Erau alte lume, alte treburi. Acum e așa cum e. Și se fac puzzle-uri. Ei o bucată dintr-o melodie, o bucată din alta. Doamne ferește ce da, se întâmplă. Un da, amalgam, un amestec. Jumătăți de melodii de ale mele cântă toți, pentru că melodia, piesa în sine e dificilă și nu o pot cânta de la cap la coadă. Și atunci eu de la jumătate. Și jumătate iau din alta, da. Care e tot dificilă și nu poate cânta. Și le leagă acolo. Da. Dar ce să le faci? În cel mai fericit caz când folosesc doar două melodii într-un puzzle din ăsta, cum îl numesc eu. Sunt atâtea melodii, uite, și piesele noastre și al lui Felician Fărcașu și al altora, mai ales astea al lui Felician Fărcașu, că nu le mai știa nimeni. Maestru Stelian Stoica, care e născut aici, da. La noi, la Seleu și pe Trnava Mare, le-a readus da, la da. Lumină și foarte important. Da. Nu, da, nici nu se mai ocupă. Acum au trecut de la manelele astea care inundaseră piața și tot în aproape toată țara. Era inundată de manele. S-a creat un alt stil de a cânta, un stil intermediar între niște cuplete și ceva popular. Și, mă rog, au început și ăștia care aprobă diferite comisii care apar ad hoc așa, dacă s-au mai cântat, să mai cânte, că nu deranjează, că nu știu ce până când. Au trecut în arhivă toate piesele bune românești cu care am venit noi. Așa. Că noi am prins o perioadă bună. Am avut de unde lua. Și am luat cu ceea ce mai aveam în noi, pentru că și noi am rămas cu material de acasă, care cu timpul l-am valorificat frumos, l-am dechisit, l-am dat. E, s-a terminat și cu asta, de că le-am pus la arhivă. Da. Și dacă le ia vreun solist ceva care mai ascultă benzi, m-a spus, le ia jumătate. Poate sunt mai dificile, nu-l ajută vocea și le cântă pe jumătate așa. Ce să le faci?
Cânte cu cine n-are dor pe vale. De unde l-ați cules? Ăsta e Bănățeană Doina. Bănățeană Doina. Eu am colaborat foarte mult cu Banatul, aproape 10 ani. Bineînțeles, și mai exista și Transumanța, domnule, Sibiu, cu Dobrogea, cu Banatul. Oamenii da, din zonă au circulat și da, au circulat cântecele și la fel. La noi totdeauna a plăcut muzica bănățeană foarte mult, la noi în Ardeal. Și lor le plăceau cântecele noastre, da. Pentru că ei mă invitau pe mine și le făceam planul. Cu Achim, cu Ana Pahatuș, cu seria de soliști buni de atunci, treaba mergea strașnic. Și tot Banatul îl făceam plus Ardealul. Și peste tot era foarte, foarte bine. Orchestra aceea de la Grasa Iveș era mare, avea 35 de instrumentiști, un dirijor destul de bine pus la punct, așa, și se făceau niște treburi extraordinare. În acea perioadă, Banatul cânta superb, era, dacă ascultam orchestra și soliștii lor, ce mai e, muzică, a rămas muzica bănățeană pentru mine și pentru mulți dintre noi din Ardeal, un balsam. Și aia dar din păcate, nu prea mai are cine o cânta. Din păcate pe acolo a intrat poluarea în țară. A, e rău de tot. Pe acolo a intrat. Acum ei cântă o muzică de asta, de pe la Novi Sad împrumutată. Da, cu așa, influențe Sârbesco. Așa, și un fel de muzică țigănească. Țigănesco, Sârbesco. Țigănească, de Banat, luată de pe la sârbi. Și prefăcută și în orice caz, ei au foarte mulți țigani, este foarte adevărat. Și muzica le aparține, vedeți dumneavoastră. Da, asta este. Asta este. Din punct de vedere conceptic, mă scuzați că vă întrerup. Spuneți, spuneți. Al concepției, din punct de vedere al concepției, între muzică populară, că unii fac diferență și folclorul muzical românesc, este o diferență? La noi sunt între cele două, muzica da, populară. Este o diferență. Muzica românească, în muzica populară intră toată muzica. Așa este, da. Și aceea e lăutărească, și aceea e de așa, și așa, intră toată, toată câte se cântă, toată câte este de uz la ora actuală. Dar în muzica românească intră muzica țărănească românească. Așa este. Aia trebuie căutat. Dacă ai și ai ceva pentru țăran și ești fiu de țăran și ai trăit în acel peisaj și în acea perioadă care ai trăit-o în copilărie, nu poți să cânti altceva decât muzică țărănească. Aici se încadrează pe prim plan doinele. Doina pe care ei nu mai cântă deloc ăștia, de pe la radio nu o cântă să-i rugi. Din păcate. Nici cei de la televiziune. Pe Radio România Actualități nu mai auzi în 24 de ore o melodie populară, un cântec da, românesc, da. Nu mai auzi. Nu, pentru că de obicei cântecul țărănesc este duios, este blând, este doina, acel cântec de uliță, acele cântece zise, cântece care le mai cântau ei. Cum spunea Nicolae Iorga, doina, cântecul păstorului, cântecul da. Melancoliei singuratice, un lung da. Plinset ce se desfășoară și nu lasă nimic neatins de emoția sa frumos. Da, însă ei nu, astea le-au scos. Este un o isterie muzicală și chiar din dansurile lor, pentru că pun și fete și strigă cum strigă băieții. La noi asta nu se întâmpla. Fetele nu strigau. Strigau numai bărbații la horă, de exemplu, și unde era o petrecere sau ceva. Păi o fată la noi, dacă ar fi strigat cum strigă fetele astea, din anumite zone, poate acolo o fi așa obiceiul. Dar la noi, dacă o fată ar striga așa, rămâne nemăritată. Nu mai e nimeni. O ia drept nebună. Așa-i să știți. Așa e. Poluarea da? Asta despre care vorbeam. Da. De unde vine? Din punct de vedere al liniei melodice, al interpretării, al versurilor? Toate la oaltă. Pentru că au început, neavând materiale,
fiecare își dă seama că un cântec nou l-ar putea ajuta. Și atunci își creează el un cântec de capul lui, având în căpșorul lui foarte multe melodii, scoate și el una. Da. Și aceea una se simte că e scoasă și e iurită și nu aparține niciunei zone, iar la versuri nu mai vorbi. Se cântă foarte mult de pahar, de băutură. De bani, aici de străinătate. Da, aici în sud e lăutăria la modă. Aici nu mai putem vorbi de muzică românească. Ăștia nu mai știu cum au cântat țăranii. Dacă o parte dintre ei sunt și ei, ca interpreți, ocolesc muzica lor. Pentru că plac foarte mult cântecele lăutărești. Aici e foarte multă lăutărie, în Muntenia. Da, știu. În Muntenia mai multă decât în Oltenia. Știu, Oltenia are și niște... Și Oltenii spre Craiova, și ăia. Dar ăștia de surindii spre Vâlcea și Târgu da, Jiu... Da, Târgu Jiu acolo, extraordinar folclorul. Mai au încă influența celor care sunt acolo. Eu când cântam la Târgu Jiu, jumătate sala era o ardeleni din Târgu Jiu. Era Parnica pe vremea... Sunt ciobanii noștri acolo. Parnica era la orchestră și pe vremea aceea. Nu, nu. Erau alții care nu mai sunt în viață. Era Barabancea, era Nicu Novac, era Busuiuc, ăștia erau. Cred că cele mai frumoase orchestrații ale dumneavoastră vi le-a făcut George Vancu, nu? Ce, da, e de neînlocuit George Vancu. Stelul Stoica... S-a ocupat mult de Ardeal și Banat. Stelul Stoica merge pe urmele lui, pare să... Da, e bine, el lucrează numai pe linia lui Vancu. Am impresia că doamna Vancu i-a încredințat toate știmele domnului Vancu lui Stelică și bine a făcut. Da. Se lucrează cu acea armonie modală simplă care este superbă. Așa este. Da. Și ea chiar pe mine m-a întrebat după ce a murit domnul Vancu. Nu știu cum să dau materialul. S-a gândit probabil tot ea că e foarte indicat. Sau băiat o fi bătut la ușă și le-o fi cerut. O fi bătut că îl cunoștea și maestru Vancu chiar a avut încredere în se poate, da, da, da. E băiat, își face meseria. El e foarte bun. E extraordinar. Totdeauna când am cântat cu orchestra lui, mi-a plăcut cum a sunat întotdeauna. Da. Întotdeauna. El n-a fost la Cindrelu angajat. Nu. El era la Cizlădie cu Casa de Cultură în acea perioadă. După Revoluție, într-o perioadă a fost ca director artistic, dar puțină vreme. Cine era? Domnul maestru Stelian a fost după Revoluție o perioadă director artistic la Cindrelu, dar puțin. Puțin, da? Asta da. Nu știam. Știam că la Jidvei acide își făcea treaba foarte bine la Jidvei. Da, acum da. Acum da, cu Jidveiul, da. E bun băiat, ce să zic. E bun, lucrează frumos. Și materialul Gabriele Tuță, extraordinar și asta a fost inspirată și că, da, da. Ați lăsat folclorul pe mâini bune. Da. De jiene, putfuriu acela al fetei, cred că numai el l-a aranjat. Da, da. Dacă nu fi avut stime și măcar idee i-a dat ce să facă pentru Gabriela. Da. Ca totuși să o servească, că e fata e bună, e foarte bună. Extraordinară. Are o ureche muzicală perfectă și frumoșică cum e. Și acum frumoasă și cu perseverentă burtică. Și cu burtică, s-o căsătorii, da, n-am știut. Face nuntă în septembrie. Să fie cu noroc. Păi să dea Dumnezeu cu un copil foarte bun. Extraordinar. Foarte bună fetiță. Extraordinar. Acum lucrează, încă lucrează, ea e salariat aici. Era la Cotroceni într-o vreme. Acolo e și acum. Da. Acolo e, da. Asta este. Sunt mulți și vin și mai tineri și vin și bătrâni. Oamenii, ce să vă spun, și muzica asta e un microb la un moment dat. Cine știe să cânte, nu se lasă nici port până nu face o televiziune, indiferent ce vârstă are. Credeți?
Cred. Se duce și își plătește acolo gajul și intră să-l vadă măcar satul, că el a fost cântărețul sau satului. Măcar sau măcar neamurile sau vecinile. Păi erau neamurile, sigur. Și așa că aveți surprize în fiecare seară, vedeva așa ceva. Păi da, dacă continuăm așa, jumate din, în 30 de ani, jumate din populația României o să apară la posturile astea despre care vorbeam. Așa e. Plătitoare sau plătibile sau cum să le numesc. Hei, doamna Lucreția, mă bucur din suflet că am vorbit din nou. Dialogat, din păcate acum trebuie să plec, dar o să revin în următoarele zile dacă nu vă deranjez. Nu, nu, că vă doriți dumneavoastră că eu sunt acasă. Acum pentru următoarea ediție pe postul Târnava TV, Sighișoara, da, duminică la 13.30, o să, cu permisiunea noastră, acest material înregistrat, mai tăiem noi acolo ce și cum, unde am mai intrat eu peste, poate eram prea nerăbdător. Așa. Și cu mare drag revin, dacă îmi dați voie, în casa noastră prin intermediul cu telefonului. Cu multă plăcere, și vă aștept când o toți. Mă bucur din suflet că sunt contemporan cu dumneavoastră. Vă doresc sănătate și vă așteptăm în Ardeal, că... Da, pe ăștia de la Sibiu totdeauna vor ceva, să vedem că e destul de departe. Și eu nu plec fără ginerele meu cu mașina. Da, că da, vedeți câte se întâmplă. Așa este. Așa fiecare. Vedeți că vă trimite mașină, zic, nu vă deranjați că nu mă urc. Da. Vă doresc sănătate și să ne auzim cu bine. Mulțumesc din suflet. Sănătate multă și vă aștept cu un telefon. Mulțumesc. Din nou să vedem ce mai putem face. Da? Vă iubesc, vă iubim din suflet. Doamne ajută. Și noi pe dumneavoastră, fiindcă sunteți de-ai noștri. Doamne ajută. Sănătate multă.